Multă pace tuturor și bună seara! Bine v-am găsit! Bună, Antonia! Bună, Diana! Mă Cum ți-a bucur! fost călătoria către București? Totul bine? Totul bine, perfect! Sub privirea Domnului! Mă bucur din suflet. Diana, să știi că te-am studiat foarte mult și apreciez mult la tine starea asta de bine cu care ne molipsești de fiecare dată. Ești foarte veselă, foarte naturală, ceea ce în ziua de astăzi știm foarte bine că greu mai găsim la o femeie naturalețe. Și mereu așa recunoscătoare și mulțumitoare pentru ceea ce ai. Dintotdeauna ai fost așa? Așa m-au învățat părinții să fiu de mică. Noi suntem 11 frați, 5 surori și 6 frați. Și părinții așa ne-au învățat de mici. Tot timpul când am primit câte ceva, tati zicea, no, Diana, cum zici? Mulțumesc. Și cum mai zici? Păi Domnul să te răsplătească. Nu doar mulțumesc. Așa că am învățat de la părinții noștri. Tot timpul să facem lucrul ăsta. Ai niște părinți extraordinari. În ziua de azi este foarte greu să mai ajungem să fim mulțumitori, recunoscători pentru ceea ce avem și cred că trăim într-o perioadă destul de bună. Chiar nu știu dacă cineva din această sală s-ar putea plânge de ceva, dar probabil că fiecare avem momentele și perioadele noastre mai plăcute sau mai puțin plăcute. Parcă, așa cum spuneam mai devreme, nu reușim să ajungem la starea aceea de bine constantă și să fim recunoscătoare, mai ales noi femeile. Care crezi că este cauza? Nici nu știu să spun care este cauza, știu să spun cum reușesc eu să fiu mulțumitoare tot timpul. Știu că poate pare pentru alți oameni că, nu știu, uite, are de toate, normal, are o familie frumoasă, poate cunoscută, nu știu ce gândesc oamenii, ceva de genul. Dar și eu am efectiv o viață absolut normală și eu trec prin probleme, uite, chiar în ultima perioadă am trecut prin foarte multe probleme. Și când o să-mi găsesc așa curaj, o să intru pe internet și o să le povestesc cu oamenilor și sper prin asta să-i încurajez. Și chiar nici nu m-am gândit că o să fiu azi prezent aici, sinceră să fiu, prin câte am trecut, dar uite că Dumnezeu a făcut o minune și astăzi sunt aici. Și consider că faptul că pot fi mulțumitoare, asta mi-aduce și foarte multă fericire. Adică, pe efectiv, mă bucur de orice lucru, în fiecare zi. Păi numai faptul că avem sănătate. Pentru asta trebuie să ne bucurăm de numai. Deci nu mai trebuie altceva, că alții săraci poate sunt pe un pat de spital. Da, chiar mă gândesc frecvent la acest lucru. Este o mare binecuvântare să te poți ridica dimineața din pat și să te duci să bei un pahar cu apă. Este un detaliu foarte mic, este minor, dar este o mare binecuvântare. Eu, de-a lungul celor 5 ani în care am descoperit săptămânal povești de viață dramatice, am impresia că nu merit ceea ce trăiesc. Parcă nu merit binele acesta pe care îl trăiesc. Te vedem vesele, te vedem mulțumitoare, cu zâmbetul pe buze, dar spune sincer, te confrunți adesea cu stări de anxietate, cu frici, cu tristețe, poate nejustificată? Da. O să mă fac vulnerabilă și o să zic că da, am trecut și eu prin stări de acest gen, dar pe mine mă ajută foarte mult faptul că mă rog și merg și stau de vorbă cu tati. De fiecare dată când am câte o problemă, merg la tati și spun, tati, uite așa, uite așa. Și el mă ia și nu mă lasă să plec de acolo până nu... Deci el mă ajută din foarte nou să ai un tată. Tatăl meu este foarte departe, dar este la fel de credincios și întotdeauna îmi transmite așa o stare de liniște când stau de vorbă cu el. Apropo de comunitatea ta, ești cunoscut în mediul online și aș vrea să te întreb dacă te simți responsabilă pentru felul în care apari în fața comunității tale, care în mare parte este formată din femei. Să știi că da. Să știi că da și mai ales că îmi trimit mesaje foarte multe fete și femei și îmi spun că Diana, pentru noi ești un exemplu și când citesc așa un mesaj zic, fai de mine. Eu cred că nu sunt destul de conștientă, nu știu, să fiu foarte,
Tot timpul am grijă ce spun, ce fac, cum apar în fața lor, pentru că oamenii de aici mă iau drept exemplu și atunci trebuie să am foarte mare grijă. Și nu numai din cauza asta, și pentru faptul că... Asta simți. Da, nu? Asta simt. Îl iubesc pe Dumnezeu, îl respect și vreau să arăt asta. Vine natural. Da, vine natural. Da. Uite, Diana, se întâmplă să... Tu ai crescut în biserică, lăudându-L pe Dumnezeu, căci de mică faci asta. Așa ai fost crescută, dar se întâmplă să nu poți să te rogi sau să nu poți să cânți? Știi tu piesa aceea? Aș vrea să mă rog, dar nu pot. Ți se întâmplă? Da. Da, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să merg... Să fiu invitată în anumite locuri să cânt și poate că am plecat de acasă efectiv de nu știam de pe unde să mă mai adun și am plecat să-i încurajez pe alții. Și după ce am încurajat pe alții, automat cumva m-am încurajat și pe mine. Foarte frumos. În perioada aceasta, femeile, în special femeile, se confruntă cu stări depresive, anxietate, parcă nu-și mai găsesc echilibrul. Ce sfat le-ai da? Ce sfat i-ai da unei persoane care știm că Dumnezeu este soluția la tot, dar cum concret, care ar fi pașii ca să-și găsească acel echilibru și credința aceea constant în Dumnezeu? Întrebarea e așa... E grea, sincer. Cred, da. Eu cred că rugăciunea ne ajută foarte mult. Trebuie să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu exact ceea ce avem nevoie. Adică nu trebuie să ne fie rușine să venim în fața lui Dumnezeu să spunem: Doamne, te rog frumos, ajută-mă în cutare lucru, sunt slab aici. Eu fac lucrul ăsta. Mă pun pe genunchi și mă rog: Doamne Iisuse, ajută-mă, uite, eu sunt deficitară aici. Te rog frumos, ajută-mă să pot trece cu bine, să îmi dai tu putere să merg mai departe. Deci rugăciunea, eu efectiv asta fac prima dată, mă rog, citesc Biblia, mă ajută foarte mult să citesc Biblia, îmi place să ascult predici și mă încurajează mult și eu cam asta fac. Foarte bun sfatul tău, deci cheia este rugăciunea. Nu ne ducem la terapeut, nu ne ducem să ne plângem în dreapta și în stânga, ne rugăm, dar așa profund, în detaliu, nu o rugăciune superficială și o... Da, eu cred că în momentele acelea nu ai, omul nu te poate ajuta cum te poate ajuta Dumnezeu. Dacă mergi în fața lui Dumnezeu și spui problemele tale, El cu adevărat te poate ajuta, pe când un om poate să-ți dea niște sfaturi, poate să te ajute, nu zic că nu, dar dacă mergi în fața lui Dumnezeu și prezinți lui totul și îi ceri lui putere, cu siguranță El te poate ajuta în orice situație. Așa este, dacă îmi dați voie, am să povestesc așa foarte pe scurt întâmplarea unui băiat care și-a pierdut sora în urmă cu 8 luni și a vrut să-și ia viața pentru că cumva el și-a crescut sora și a simțit că și-a pierdut și sora și copilul. Toată lumea l-a trimis la terapie, să facă terapie, să-și revină, să-și restabilească acel echilibru. Și mi-a povestit într-un interviu plângând că eu n-am nevoie de terapie, căci l-am regăsit pe Dumnezeu odată cu plecarea sorei mele și cumva asta a declarat că dacă sora lui nu ar fi murit, ar fi fost pierdut. Da. Deci, dragile mele, cheia este rugăciunea și nu este... Nu o spunem doar așa de dragul de a fi aici în fața dumneavoastră. Mai am 2-3 întrebări și te las să ne cânți. Ești talentată, ești cunoscută. Crezi, Diana, că... Și mai avem în țara noastră, în mediul creștin, câteva astfel de talente. Crezi că notorietatea îți poate lua focusul de la slujirea aceea autentică? Nu, deloc. De mică, tati m-a susținut în a sluji și tot timpul m-a anunțat la biserică cu câte o cântare. Prima dată eu am spus poezii. Și când am mai crescut puțin, a spus: tati, Diana, astăzi te pun cu o cântare. Tati, cum să mă pui cu o cântare? Că mi-e foarte rușine. Eu am zis numai poezii, dacă vrei, pune-mă cu poezie. Nu, te pun cu cântare. Și așa a fost. Și la final au venit oamenii și m-au lăudat. Bai, Diana, ce voce frumoasă, ce frumos ai cântat. Nu știu ce, m-am simțit foarte bine. Când am ajuns acasă, tati, Diana, hai aici că avem o discuție.
Da, tati. Am auzit eu că frații la biserică te-au lăudat, dar hai să spun ceva. Într-adevăr, ai cântat foarte frumos, dar vreau să spun un lucru, să nu te lauzi niciodată cu faptul că ai voce, pentru că tot ceea ce ai, ai nu pentru că meriți tu, ci pentru că Dumnezeu ți-o dăruit. Asta e un dar de la Dumnezeu și El dacă vrea, mi-a spus cuvintele astea și nu o să le niciodată, a spus, El dacă vrea, așa cum ți-o dat darul acesta, ți-l poate și lua. Ba, și când am auzit, am spus, hai de mine, păi eu nu vreau să-mi adun Dumnezeu niciodată darul ăsta, așa că parcă nici nu mi-aș permite să fac lucrul ăsta, să mă lau, să... Nu știu, o fac din toată inima, cu toată sinceritatea și mă bucur din suflet că pot face acest lucru și mă simt foarte onorată că Dumnezeu m-a ales și pe mine în câmpul slujirii Lui, pentru că sunt atâția oameni și de ce ar avea nevoie fix de mine dintre toți. Și sunt foarte onorată pentru acest lucru. Să știi că te prețuim și vocea ta ne aduce o alinare așa în suflet. Mă bucur din vocea suflet. Ta sună în casele multora de aici, nu este așa? Mă bucur și asta nu mi se datorează mie, asta îi datorez lui Dumnezeu, că îmi scriu oamenii foarte multe mesaje de genul și îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, apreciez. Dar pentru toate îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu este meritul meu. De la El am tot ce am și îmi place să spun că tot ce am e numai har. Diana urmează să devii mămică, iar asta presupune o foarte mare responsabilitate. Spune-ne ce trăiri noi experimentezi odată cu sarcina? Fai, este un subiect foarte, foarte sensibil pentru mine. Am trecut prin foarte multe probleme și chiar de asta spuneam că în ultimul timp am trecut prin foarte multe probleme cu sarcina. Și uite, din punctul de vedere al medicilor, copilașul acesta aș putea să nu-l mai am chiar și în momentul următor. Ar putea să se întâmple orice și să nu mai fie. Și am ales să mă rog foarte mult și să îi spun asta lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi dă putere pentru că eu efectiv mi se pare că mă uit așa la mine în oglindă și zic, vede, eu cum sunt azi fericită că ar trebui poate să fiu acolo în pace și să plâng și să ascult muzică tristă sau nu știu. Dar nu, uite, sunt fericită pentru că eu cred că Dumnezeu va face o minune și va face ca totul să fie bine. Amin, amin. Mulțumesc din suflet. Și oamenii de pe internet îmi scriu foarte mulți că se roagă pentru mine și așa de mult mă ajută și mă încurajează. Știu că poate pentru ei e așa, doar un mesaj, hai să scriu un mesaj, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Și nu mai știu dacă mi-ai zis acolo. Ce trăiri noi experimentezi? Încep să mă simt mult mai responsabilă. Am fost tot timpul responsabilă, dar parcă mi se pare că de acum trebuie să fie și mai intens lucrul ăsta. Încep să mă rog, deja, Doamne ajută-mă să pot învăța pe copilul meu ceea ce trebuie și ceea ce este bine, să îl dedic lui de acum și să mă rog pentru el foarte mult, nu știu, parcă mă rog mult mai mult acum, sincer. Asta s-a dezvoltat mai mult în mine, cânt foarte diferit, foarte diferit, da, simt diferit adică? Tot. Nu mai... știu, cânt câte o cântare și dacă alte ori o cântam așa, o cântam pur și simplu, acum zici că simt fiecare cuvânt în parte. Nu mai pot cânta câte o cântare, numai când vine să plâng imediat. Și nu cred că e doar din cauza hormonilor. Cred că e, mă sensibilizează foarte tare. Chiar și acum, de câteva zile am înregistrat o cântare pe subiectul acesta despre sarcină. Și urmează să o postez pe canalul meu de YouTube și făceam repetiții înainte și spuneam la soțul meu, vai, eu nu știu cum o să merg să înregistrez, că efectiv îmi vine în continuu să plâng, eu nu știu dacă o pot și cânta. Plâns? Și nu știu cum am reușit și o ieșit până la urmă piesa, am și plâns, am tras o porție bună de plâns înainte, dar după aia a fost bine. Abia așteptăm să o ascultăm. Diana, îți dorim naștere ușoară. Mulțumesc. Domnul să fie cu tine, cu siguranță va fi totul bine. Doamne ajută. Și dacă tot ai spus că trăiești fiecare cuvânt, te las acum cu momentul tău de laudă și închinare. Abia așteptăm să te auzim. Îți mulțumesc mult pentru și tot. Eu îți mulțumesc mult.